Bun găsit, stimați spectatori. suntem la ordinea de zi. Ca de obicei, o zi plină cu foarte multe evenimente, dar unele mai importante decât altele. Dacă ar fi să luăm în ordinea inversă emisiunii de aseară sau cele care știam că subiectele care ne vom duce pe ele și în această seară, cu siguranță un eveniment a luat, care a luat o altă turnură, este cel din Senat. Știți, spuneam eu de faptul că parlamentarii au început să voteze pe bandă rulantă solicitările justiției de ridicarea imunității. Iată că astăzi am avut un prim scurt circuit. Vom vorbi de el pentru că s-a născut deja o întreagă polemică. De fapt, acel vot anunță altceva mult mai grav și o să vă spun imediat când reluăm acest subiect. Avem de discutat de minerit, de situația disperată din ceo, de dialogul surzilor de acolo pentru că uh, ieri dimineața era ceva ieri după amiază când s-a întâlnit uh, din nou ministrul delegat uh, pentru dialog Liviu Marian Pop cu slinterii sindical cu conducerea companiei părea că totul să fie ok astăzi dimineața la totul la început astăzi s-a ajuns în uh, piață din nou la meeting și ca din întâmplare parcă oamenii au fost mai puțini, n-a mai fost nici unitate, s-a început și cu ho, sunt și alte lucruri, vom reveni și asupra acestui subiect. Un alt subiect uh, foarte important, aș spune eu, se referă la uh, ce urmează, să spunem așa, în, uh, în lupta anticorupție. Pentru că lucrurile nu s-au lămurit deloc, aș putea să vă spun. Ba, din contră, pe surse ni se spune că urmează alte și alte cazuri, ceea ce nu e rău deloc. Toată lumea, așteptându-se cumva, sau cel puțin o anumită parte a presei, mergând pe ideea că, vezi, Doamne, Rebenciuc, fostul parlamentar, PSD, aflat închisoare de mai multe luni, ar putea să dea în gât foarte mulți lideri PSD. Nu știu ce ar fi sigur că doar PSD. Este clar că o întreagă clasă politică se va schimba în următoarele luni și nu avem motive să, uh, să fim nemulțumiți de acest lucru. O generație tânără, iată ce se întâmplă în Grecia, poate ar schimba lucrurile din, uh, din temelii. Dar... Uh, plecând de la, de la aceste, pornind de la aceste lucruri, haideți să pornim în emisiune. Cu siguranță vom mai vorbi și de ultimele precizări legate de clasa pregătitoare, apropo de învățământ, și sunt foarte mulți, nu sunt decât vreo câteva mii de părinți care își dau copiii la clasa pregătitoare și la clasa întâia, Vorbim cu ultimile precizări despre ei, mai ales că săptămâna viitoare deja intrăm în calendarul, în numărătoarea, numărătoarea inversă. Toate acestea fiind spuse, o să ne apucăm de primul subiect, care pare și cel mai e, interesant. Și e, cum să vă spun, e și cel mai interesant, în același timp este și cel mai. E, e, cel mai controversat. Uh, și anume, astăzi la Senat, după un spectacol marca Varujan Vosganian, candidat la Nobel pentru literatură, un om de cultură excelent, armean, dar nu din ăia bun, cum spunea Traian Băsescu în urmă cu ceva ani, când încă mai era prieten cu celălalt armean, cu, uh, sau nu neapărat armean, ci arab, pardon, încerca să facă niște comparații cu, cu anii în urmă Traian Băsescu, dar în care a jignit pe toată lumea. Deci, cum spuneam, Varujan Vosganian a împărțit Senatul și nu s-au întrunit numărul de voturi pentru ridicarea imunității, adică pentru ca să fie votată urmărirea penală. Bine, au, urmă, au urmat două declarații. Victor Ponta din Statele Unite, spunând că nu e în regulă acel vot, ba de grăbit să nu, să nu ia Ponta înainte, președintele Claus Iohannis s-a încurcat DNA-ul cu dicotul, dar esența rămânea că este foarte supărat pe liberali. E, vreau să vă spun că, de exemplu, au apărut și niște ieșiri. Alina Gorghiu, liderul PNL, fostului PNL, copreședinte PNL nou, a fost amenințat parlamentarii, dar totul era de complezență. De fapt, așa cum vă spuneam, și aseară, miza a fost alta. Și anume, câțiva dintre parlamentarii PNL cum ar fi Mariana Câmpeanu, inclusiv Varujan Vosganian, pe care vi citam, aseară, au refuzat să semneze pentru schimbarea lui Călin popescu Tăriceanu. Fiecare din motive diferite. Ori, cum majoritatea este foarte fragilă în Senat, sau poate deja s-a pierdut, miza a fost votul lui Vosganian și a celorlalți. Adică ce ne spune acest vot? Că opoziția actuală a preluat controlul în Senat. Vom vedea în următoarele zile, dar schimbarea cred că se va produce la nivelul conducerii Senatului în maxim o săptămână. Deci eu mă aștept ca încă de luni să se facă schimbarea sau acum să avem o mică amânare pentru că s-ar credibiliza tocmai acest scenariu. Și politicienii noștri au mai învățat câte ceva, s-ar putea să ocolească o săptămână, două acest subiect. Pe de o parte. Pe de alta, am văzut o declarație așa foarte, foarte dură, de bărbată, a celelalte blonde din politica românească. Știți că prima e tocmai are un sejur la Mititica, Elena Udrea. E, și copreședintele PNL Alina Gorghiu s-a luat de ponta, în fine, că minte, că nu știu ce, chestii cunoscute, ca între politicieni. Uh, ai, vreau să vă spun însă că uh, vorbe fără, uh, fără sens, dar a apărut și o acuzație. Eu n-am discutat, deci ponta, tu ți-ai permis să discuți de votul de la Senat, pentru că tu ești plecat în Statele Unite, dar n-ai votat pentru ridicarea la Elena Udrea la Camera Deputaților, deși el era plecat tot în America. Dar în fine, probabil stăm mai prost cu logica. Asta e din ca să fim bărbate, s-ar putea să uităm și diverse lucruri prin spate ca să nu știm despre ce vorbim. Dar în esență, votul de la senat poate, privi, poate fi privit în două feluri. Și anume, că în sfârșit parlamentarii, după ce au fost drogi câteva luni, au realizat că au și ei anumite drepturi și a doua problemă, că s-ar putea, lucrurile se mai discută și în Parlament, cărțile se fac în Parlament și nu la Cotroceni, nu la Palatul Victoria sau în laboratoarele DNA. Cam asta ar putea să înțelegem. Ca imagine însă, cred că este o problemă mare și nu mă refer în țară, pentru că oricum Parlamentul României are o imagine proastă, nivelul este foarte, foarte redus, de asta nici nu s-a putut face mare lucru în această perioadă, nivelul oamenilor ajunge acolo, ca să nu mai vorbim de partea penală, dar nivelul oamenilor era foarte slab, o unei părți din oamenii respectivi, și a doua problemă, poate și mai, uh, mai importantă, deci nimeni nu s-a aștepta la minuni din, uh, din partea lor, uh, dă o imagine afară uh, proastă pe MCV. Deci știți că MCV-ul, uh, monitorizarea Comisiei Europene ne spunea că parlamentarii blochează accesul la justiție la nu știu ce, bla bla bla. E, avem încă o dovadă din nefericire. A, cum au votat, că au fost, că de fapt, vezi, doamne, au fost 50 de psd din 71 și că restul au fost de la el alții ce, au încercat, ce încearcă liberalii, e o tâmpenie. Cu siguranță, voturile au venit în primul rând din spre uh, PNL-ul nou și, bineînțeles, bănuiesc că și celelalte partide. Din spre noua majoritate, vă dau scris aici, e chestie de zile, în care o să vedem. Aici s-a jucat cartea. Dacă la acest vot, zic eu, acest vot trecea în varianta cealaltă, înseamnă că opoziția nu a făcut să mă ajute, Dar acum a făcut-o. O să vedeți dacă voi fi confirmat de, de fapte, dar eu rămân la părerea că asta s-a asta întâmplat. Uh, apropo, de știrile zilei și până ne vom referi la principalul eveniment al zilei, deci din nou meetingul meeting minerilor, uh, trebuie să, să vă spun că paradoxul paradoxurilor, dar n-ar trebui să ne, să ne surprindă, uh, Adrian Sârbu, fostul patron, fostul director ProTV, TV, ce i s-a întâmplat. Uh, a fost jefuit în uh, arestul Poliției capitale. Da, un deținut care a fost mutat uh, la Rahova a plecat cu două costume și era să fure și televizorul uh, televizorul lui Alin Cocoș. Uh, și de ce? Sârbu nu putea să stea pe costume pentru că el era în alta curte. Apropo de justiția noastră de închisorile noastre. Cum faci tu reeducare în aceste instituții dacă nici măcar bunurile de nu le poți păzi? Unde erau gardienii? Sunt și ele celule pe acolo, nu? Nu sunt supravegheate? Deci vă dați seama unde trei? Vă dați seama ce se întâmplă? Deci, să zicem, bagi un om acolo. Cum sunt aceștia, politicieni și ăsta? Și îl scos mai frate, deci, va, deci după ce iese din închisoare, va ști să fure și nu știu ce, va ști să facă de, to de toate. Îl educi, da? Biată țară românească. Uh, apropo de știri, și și spuneam, încă una ne-a atras uh, atenția. Uh, uh, foarte important, uh, aș spune este important ca, ca subiect faptul că ce se întâmplă la acest moment în, în clasa politică ne arată că lucrurile lucrurile nu sunt în regulă cam toată lumea se teme și de multe și de tot ce este, ce este mai rău. Dar, apropo de știrile acestea și acum o să trecem puțin uh, dincolo de hotarele țării, au fost două evenimente astăzi, unul care să ne bucure și unul care să ne pună pe gânduri mai serios ca niciodată. Și anume, evenimentul care ne-a bucurat este că în partea ucraineană în conflictul ucrainian, pare să se re, par să se rezolve anumite probleme. S-a ajuns la o înțelegere între Uniunea Europeană, Rusia și Ucraina, dacă ea va fi și respectată. Vom vedea. Dar cel moment, dar cel puțin de moment, nu mai planează uh, pericolul unui uh, unui război. <coughs> e, acum însă dacă mergem și mai departe la Chișinău, problemele abia acum încep cu adevărat. Și cred că clasa politică românească, președintele României s-a trezit cu un cartof extrem de încins în mână chiar astăzi. De ce Chiar dacă nu se vorbește acum la București despre ce s-a întâmplat la Chișinău, e doar știre, deci nu o dezbatem, nu, pentru că noi suntem preocupați de cazul Udrea, de votul din Senat, deci probleme mult mai mărunte, mi se pare evenimentul cel mai important al zilei și nu doar, faptul că guvernul Leancă 2, adică știți că a fost după alegeri, Iulie Leancă a fost însărcinat să formeze un nou guvern, acest guvern, care are două dintre cele trei partide uh, europene în spate, dar care negociase la un moment dat, pentru că nu avea altă soluție, cu Voronin, cu Partidul Comuniștilor, în sprijin în Parlament, uh, e important însă de, de ce? Președintele României, ca și Uniunea Europeană, au făcut o recomandare. Nu negociați tu leancă sau cele două partide unioniste, nu faceți alianță cu comuniștii. Era o alianță în Parlament, de sprijin în Parlament. Că vă votează liberalii. Iar liberalii n-au votat, au votat împotriva guvernului. Acum sunt două variante. 1. nu le convine leancă, nu le convine componența asta, vor primul ministru, ceva de genul acesta, deci care, să zicem, se pot negocia, orice se poate negocia. Și a doua problemă, mult mai importantă și mult mai periculoasă, ar fi că liberalii de la Chișinău s-ar putea să fie controlați cumva de alte interese. Dacă tu ești din partidele unioniste... Chiar dacă nu ți-ai satisfăcut anumite lucruri, interesul era ca guvernul să treacă. Cum guvernul n-a trecut, s-ar putea să fi fost un ordin din altă parte. Deci, clasa noastră politică, președintele, premierul, trebuie să se preocupe mai mult de ce este la Chișinău. Așa că, dragi politicieni, așteptăm și soluții, dar e încurcată rău situația situația la, la Chișinău. Venim în Gorj și, cum spuneam, suntem la momentul unui nou meeting important, parcă mai micus puțin decât acum o săptămână, probabil că mai mare decât cel care va fi peste o săptămână, pentru că, din câte am înțeles, vom avea pe mai mult, pe o perioadă mai lungă, în fiecare joi, sunteți cu noi în piața prefecturii, nu? Cam așa ceva, putem să avem și niște sloganuri de genul ăsta. Cum spuneam, energeticienii și minerii au ieșit în piață să-și ceară drepturile. E, vreau să vă spun și în cuată, e puțin hilară situația și de ce vă spun asta? Păi, ieri la 10 știam dăm 3000 de oameni afară cum îi dăm așa vom avea um, salariile aproximativ la fel nu se prea pierd drepturi totul e ok. Deci părea că ba din contră se vorbea la un moment dat chiar și de indexarea uh, pe care o ceruseră minerii inițial la salarii. Astăzi când a fost să fie trecut totul pe hârtie și când Liviu Pom nu mai era minune sau nu minune, surpriză, nu s-au mai ajuns la asta, s-a reluat de la început cu tăieri, cu pierderi, cu nu știu ce. Ba din contră, prin toate sările de apel din mineritul gorjan, minerii au primit niște fluturași, nu putem spune că sunt niște foi, extrem de color, niște foi color foarte bine realizate, tehnoredactate, un mesaj din partea conducerii prin care le spune minerilor ce? Că de, la, de pe 19, martie, 19 februarie, de când nu mai există, de când expiră actualul ccm nu vor mai avea nici navetă, nici masă caldă, nici nu știu ce. Deci așa, dintr-o dintr, -o, dintr -o dată. Scopul, presiune pe liderii de sindicat ca să semneze ce crede managerul general că ar putea fi semnat. E, vreau să vă spun că ce s-a întâmplat? Oamenii au dat mandat liderilor mai mari și au venit în piață ca să protesteze. Și probabil că dacă n-ar fi problema de flux continuu în anumite zone, probleme de transport în altele, cred că ar veni la, ar fi venit la Târgu mult mai mulți oameni decât au sosit și acum cred că au fost 5-6 mii lejer. E, vreau să vă spun că ar fi fost, zic eu, și mai mulți pentru că nemulțumirile sunt extrem de mari. E, acum vorbind despre ce se întâmplă la acest moment în complexul energetic Oltenia, nimeni nu mai înțelege nimic. Cu siguranță însă, unul dintre cei care nu înțelege, mare lucru, este cine credeți? Uh, uh, chiar Laurențiu Ciurel. Și mă refer la unul dintre uh, de unul din materialele apărute astăzi în presă colegii de la Panduru au făcut o dezvăluire astăzi foarte importantă. Faimosul contract cu sârbi pe care îl anunță compania ca plin de a salvat complexul și mare dovadă de management și nu știu ce, e o mare țeapă și păstrez proprietatea cuvintelor. Ia gândiți-vă, de la Târgu Jiu, co încasează tare și mare vreo 13 euro pe tona de cărbune. Cărbune care la sârbi se vinde de la 35 în sus, dar în orice caz costurile efective la care ajunge în industria sârbă se duc undeva 55-60 de euro. Deci o afacere foarte bună pentru băieții deștepți, cum remarcam și cu o seară înainte. Dar, uh, vreau să vă citesc această informație ca să vedeți la ce s-au putut preta. Uh, cităm, vă spuneam, din cotidianul Panduru. Complexul anunța în august, 2000, uh, în august 2014 că va livra cărbune în Serbia, țară grav afectată de inundații. Complexul nu a participat la licitație, invocând în presa locală că taxa vamală de 1,5 euro pe tonă este prea mare. În paralel însă, la Constanța, se înființa în luna octombrie 2014 firma BVA Coal SRL, care în noiembrie a câștigat alături de firme din Serbia licitația pentru 2 milioane de tone la prețul de 35,7 euro pe tonă. Firma de apartament cumpără de la C. Oltenia 1,2 milioane de tone de lignit cu 13 euro tona, adică sub costul mediu de producție pe companie. Firmele implicate în tranzacție au legături cu lideri PSD Constanța, dar și cu mafia petrolului din țara vecină. Și, apropo de asta sunt firmele câștigătoare ale licitației cu Serbia din 19 noiembrie 2014. Apropo, Vreau să vă spun că a fost o secretomanie fantastică la nivelul CEO să se afle numele acestor firme. Felicitări colegilor care au reușit să facă acest lucru. Deci, grupul de firme, Virom Group din Beograd, DM Transport din Ruma, BVA cu al SRL din Constanța. Uh, apropo de tranzacție, uh, contractul a fost în valoare de uh, 8 miliarde... 9.784.518,40 dinari, deci 35,7 euro pe ton. Consorțiul celor trei firme a câștigat licitația de livrare a 2 milioane de tone de cărbune, din care 1,2 milioane de ole ia de la CO, restul probabil din altă parte. Consorțiul încasează, vă spuneam, această sumă, dar dă 13 euro pe tonă, la care se adaugă accize, TVA și nu știu ce. Uh, iar valoarea contractului semnat de CEO cu firma din Constanța este de aproape 16 milioane de euro. Uh, și pentru că e o problemă, cărbunele trebuie să fie la o anumită granulație mai mică, a fost nevoie de instalarea unor concasoare și adaptarea lor pentru mănunțirea cărbunului. Drept urmare, costurile au mai crescut cu 2-3 euro pe tonă. Și gândiți-vă că noi, deci pe companie, costurile, chiar dacă acum pe hârtie ar, fi, ar trebui să fie undeva la 50 de 50, 50 și ceva de lei tona, ele au fost anul trecut mai mari, atunci s-a semnat contractul, dar acum a fost coborât probabil și nu probabil sigur să justificăm că exportăm cu vreo 57-58, să justificăm faptul că noi îl producem de fapt la 50. Nu îl producem la 50, ba din contră mult mai scump. Și mai adăugăm încă 10 lei, 2 a 2, 3 euro pe tonă pentru concasare. Deci e o afacere păguboasă, dar care mie de data aceasta mi se pare de, mi se pare de DNA. Deci, nu prea văd cum ar cum s-ar putea rezolva altfel problema. Cred că DNA-ul ar trebui să intre, intre pe fir. Uh, apropo de uh, că vă spuneam de acel mesaj pe care îl primesc salariații de l-au primit uh, astăzi prin toate carierele. Uh, se spune în acel mesaj, este și pe site oficial al CO, deci nu e un secret, știm cu ea aparține. Sunt, deci, se spune că din 19 februarie nu mai poate, CO nu mai poate suporta un concediu mediu de 34 de zile, astfel că zilele de concediu trebuie să scadă, navetă, etichetă de masă, masă caldă, ajutoare de de și boală, prime ocazionale și multe, multe altele. Bine, asta ar presupune și schimbarea contractului individual de muncă pentru că acolo sunt respectat niște drepturi, nu? E de discutat asta, dar rămâne să vedem pe parcurs cum vor evolua lucrurile, dar eu nu mă aștept să se, să se lămurească lucrurile prea curând. Problema e că cei aflați în piață și astă seară, care au fost și săptămâna trecută, așteaptă o soluție din partea politicienilor. Așteaptă o soluție din partea guvernului, a coaliției de la guvernare, dar și din partea opoziției. La acest moment în piață s-a strigat jos, guvern jos, premier jos, în fine. Dar vreau să vă spun că nu văd soluții nici din acealaltă parte. Ca un exemplu, PNL Gorj a remis astăzi un comunicat de presă în care comentează situația complexului energetic Oltenia. Uh, liberalii susțin că în aprilie delegația femeii va reveni în România pentru a fi duse la îndeplinire angajamente asumate în scrisoare de intenție din martie 2014. Cităm, Ciurel și Ponta se dau luptători cu fondul, deși încă din anul 2014 guvernul Ponta, prin scrisoarea de intenție din martie, și-a luat angajamentul că CEO se va restructura. În acest sens, în scrisoarea respectivă, guvernul Ponta a informat femei că în privința complexului energetic Oltenia, Consultantul de due diligence pe aspecte financiare legate de mediu vor, vom încuraja cu fermitate echipa de conducere de la complexul Oltenia să lucreze de aproape cu consultantul de tranzacție pentru a depăși obstacole. Era vorba de uh, punerea pe bursă celor 15% din acțiuni. N-am înțeles ce rost avea acest uh, comunicat. Cred că oamenii sunt mai interesați de soluții în cazul CEO. E important, acest agent economic ar trebui să știm ce se poate face acolo. Bun. Vreau să vă spun că în în această în meetingul de astăzi seară am avut lideri de sindicat care au fost huiduiți de oameni. Gabriel Bălăceanu, șef departament în Rovinari, în cadrul SMO, a fost uiduit în această seară la meeting din piața prefecturii, relatează același cotidian Panduru. Bineînțeles, a fost huiduit și Eugenio Van, sindicalistul din Turceni, care și-a retras oamenii de la meeting și a anunțat că semnează un acord cu administrația. Un alt lider de sindicat a spus că candidați la președinția Consiliului Județean. N-am înțeles de ce trebuia să o facă. E din rândul mineilor, e un lider sindical dar ce rost avea sau de ce, cu ce erau vinovați minerii, energeticienii care erau în piață, în fine, și tot așa. Deci, situația este destul de îngrijorătoare în minerit, așa că vom mai vedea și alte lucruri, părerea mea, în, în perioada următoare, mai ales că vreau să vă spun în, la acest moment uh, nu există o soluție, uh, inclusiv uh, conducerea companiei spune că nu are o soluție pe cifre și dintr-un alt motiv. Uh, și anume, s-a stabilit, se face un buget de venituri și cheltuieli la un anumit nivel de producție. Nu știi dacă atingi acel nivel de producție din datorită unei probleme foarte importante. Nu știi dacă vinzi energia respectivă. Deci, situația e destul, destul de volatilă. Dar, la acest moment, situația a rămas totuși clară, în sensul că... În sensul că... Vom avea 3.000 de concedieri, 1.000 și ceva prin faptul că se mută la Vâlcea, 1000 și ceva pentru că pleacă în pensionare uh, anticipată, și mai sunt 250 la Brăila și încă vreo 450 din zona noastră care vor pleca pe anumite criterii care vor fi stabilite. Ne oprim aici cu subiectul de minerit, cu promisiunea că vom reveni de fiecare dată. Poate săptămâna viitoare să reușim ca la microfonul EnSAT TV să facem chiar o dezbatere între lideri, între lideri sindicali sau de ce nu între lideri și conducere, dar cum știam comunicarea CEO-ului este lamentabilă spre deloc, adică aruncăm fluturași prin sările de apel și spunem numai trăznăi ca să nu să calmăm oamenii, ci să provocăm oamenii să-i speriem. Se pare că oamenii nu se mai sperie așa ușor, și dacă, să spun așa, acum vreo șase luni, uh, conducerea companiei era pe cai mari, pentru că se baza pe un trend politic, acela nu mai există și problemele se vor aduna cu carul. Ca să nu mai vorbim de un alt fapt, uh, știți că ieri Șova e... -a, a fost schimbat din nou la DNA, unde i s-a adus la cunoștință că au apărut și alte documente legate de 2007-2008 momentul când au avut acele contracte de 10 de miliarde de lei la termocentralele Rovinari și Turceni de reprezentare prin cabinetul său de avocați. E, vreau să vă spun, știți, că acolo unul dintre cei trimiși în judecată, eu așa am înțeles, este cine credeți? Uh, e vorba de e vorba de managerul general, așa că cred că el ar trebui să cam facă un, uh, un pas în spate din acest, uh, din acest punct de vedere. Dar abandonăm și acest subiect și ne îndreptăm acum, atenția spre subiectul care îl promiteam, de fapt, o exclusivitate pe care le anunțam colegilor colegilor pe, pe Facebook și anume e vorba de situația companiei situația companiei succes companie care a intrat astăzi a fost adică astăzi. Vreau să vă spun că încă din 4 februarie I-a fost acceptată insolvența. Cel mai mare angajator privat din Gorj, Succes NICOM SRL, a cerut insolvența pentru a doua ore. A făcut-o mai întâi Nilfov, în i-a respins-o instanță și atunci două bănci au cerut insolvența. Cazul acela nu știu în ce stadiu este. Între timp, aici, la Gorj, a fost solicitată insolvența, i-a fost acceptată um, și anume. Deci administratul judiciar va fi firma SioMax SPRL în consorțiu cu CTR filiala București. Tot așa, vreau să vă spun că cele două firme în consorțiu, SioMax-ul știm cine este, este poate cel mai important, oricum unul din cele mai importante firme de, administrat, de administrație judiciară din Gorj și acest brand comercial intră a intrat deja într o altă etapă, era 2 uh, februarie până astăzi 12 era perioada în care se puteau uh, schimba lucrurile, ele nu se mai pot schimba. În perioada următoare se vor face după cum e hotărârea uh, tribunalului Gorj, se vor face notificările cei care au uh, să spunem uh, ceva de revendicat la adresa, la adresa um, datorilor față față de succes. Problema care se pune acum este cea a angajaților din această mare companie. Deși nu se anunță, nu știu ce concedieri colective, insolvența aduce mari probleme, aduce costuri de, de o cu totul altă natură și cred că veștile nu sunt foarte bune în privința salariaților și a economiei gorjene în ansamblu. Pe de altă parte, cred că această companie prin, administra, prin administratorul judiciar, capătă o șansă în plus să se redreseze. Adică, se vor limita costurile, se va renunța probabil la anumite active, la anumite activități care erau nerentabile și agentul economic poate să-și revină. De aia s-a construit totdeauna, sau așa e legea insolvenței, asta poate salva. Că se va ajunge acolo sau vom, ne vom duce spre lichidare, urmează să vedem în perioada următoare. Însă, chest, uh, informația privind, uh, uh, privind situația de insolvență, faptul că a fost declarată insolvența de tribunalul Gorș și știm și cine este administratorul judiciar, cred că este o informație în exclusivitate pentru uh, telespectatorii noștri. Nu știu dacă e și cea mai bună informație, rămâne ca dumneavoastră să stabiliți, mai ales că totuși vorbim de mii de oameni care au lucrat sau lucrează în acest, în acest concert până la urmă, acest grup de firme care a dominat județul. De fapt, vorbim, cum spuneam, de cel mai mare angajator pe care l are angajator privat pe care l-a avut Gorju în ultimii, în ultimii ani. Acum este și o altă problemă legată de economia gorjană. Să știți că la ce vă spun acum, vreau să vă zic că, că semnele nu sunt bune. Eu vă anunțam plin de optimism la începutul anului că vom avem și foarte multe vești bune, printre care inclusiv acea fabrică de cabluri care se prefigurează să se construiască la Târgu Jiu și pentru care uh, inclusiv primăria Târgu Jiu, uh, a luat niște măsuri chiar în această săptămână favorabile agentului economic. Vreau să vă spun și asta sunt informații doar pe surse la acest moment că investiția respectivă pare să fie sub semnul întrebării. La acest moment cel puțin ca număr de Salariați. Dacă și politicienii și ceilalți ne lansau la momentul campaniei electorale și ne spuneau, ne vorbeau chiar până la 2000 de angajați, acum se vorbește doar de câteva sute până la 1000. Dar, atenție, se pare că lucrurile nu evoluează atât de bine în privința locației și a investiției propriu-zise și s-ar putea ca investitorul să ia în calcul chiar o relocare de la Târgu Jiu. De ce spun acest lucru? Nu ca să sperii lumea, sper să nu se confirme, dar cei care vorbesc despre asta în general știu cam ce vorbesc, informațiile au fost corecte și altă dată. rămâne ca să fim informați sau confirmați de realitate, dar de data aceasta sper ca informația să nu se confirme pentru că ar fi o informație proastă, mai ales în condițiile actuale când locurile de muncă sunt foarte puține și iată că și acestea dispar, iată pe zi, pe zi ce trece. Avem nevoie de investiții în gorj, avem nevoie de locuri de muncă, ori tocmai acestea nu, nu, prea, nu prea sunt la, la târgujiu. Adică ne facem că facem, avem și foarte multe. Sunt diverse ONG-uri, diverse instituții, chiar publice, care derulează fonduri europene, chiar pe formare profesională, pe ocupare, pe nu știu ce, dar rezultatele întârzie să se vadă. Dacă dumneavoastră le vedeți, a, a, vreau să vă spun că vedeți în tot orașul, pe bloc, pe uși, pe toate astea organizăm cursuri de, nu știu ce, pe diverse meserii, dar sunt cam aceleași, câteva, câteva meserii. Nu știu dacă se urge cineva la ele. Sunt gratuite, am înțeles. Însă, a trecut, proiectele respective se derulează de ceva ani. Deci, bănuiesc că s-au format câteva sute, mii, mii de, angaj... mii de oameni cu anumite profesii. Ceva cu calificările respective? S-au angajat? sau avem un șomer mai calificat care stă acasă. În fine. Bun, ne întoarcem spre alte evenimente, alte evenimente de astăzi. Vreau să vă zic că sunt, cum spuneam, sunt foarte multe, multe lucruri care se întâmplă. Uh, apropo de informații pe care ar fi bine să le uh, să le discutăm poate cu altă ocazie uh, printre pa, uh, avem așa și o să preiau doar ca titluri de știri uh, pri, uh, de, de, e vorba de cei de la reporter virtual cităm câteva din informațiile pe care le dau ei una dintre ele România a coborât șapte locuri în clasamentul libertății presei. Vreau să vă spun că în fața noastră sunt țări de n-ați auzit, Botswana și toate celelalte. Deci vă dați seama apropo de libertatea presei din România. PNL propune introducerea taxării inverse la carne, similară cu cea pentru cereale. Să propună, le urăm succes. Uh, Andreea Pora... Care mai nou nu mai este o ziaristă basistă, s-a schimbat președintele, este una Iohanistă, din câte se pare, spune că bine face Iohannis că tace în scandalul UTR. Nu comentăm, poate că face bine. Uh, mergem mai departe. Uh, cum spuneam, Adrian Sârbu jefuit în pușcărie, chiar de către colegii de celulă. V-am dat și noi informația aceasta. Dar uh, reținem asupra uh, apropo de pacea de se, de se prefigurează în Ucraina presa din Occident, cotidianul britanic The Guardian, a realizat o analiză inedită a misiunii de la Minsk în cheie tragicomică. Olan și Merkel și-au petrecut întreaga noapte de miercuri spre joi la negocierile cu Putin și Poroșenko în încercarea de a ajunge la un plan de pace în Ucraina. Iar Vladimir Putin se spune despre el că părea un chelner. Ce ar fi și ar fi de rușine să fie un, un chelner. Poate dacă ar fi fost chelner și ar fi găsit meseria potrivită, n-ar teroriza acum o întreagă, o întreagă, planetă cu ce s-ar putea întâmpla. Dar ă, ă, asta e apropo de Lukashenko, cel care a fost gazda summitului. Ă, el a, despre el se spune că arăta ca un gardian de lagă, o imagine potrivită bilanțului îngrozitor pe care are regimul acesta în ce privește respectarea drepturilor omului. Bun, de acord că este așa, dar știți cu ce procente iese lucrat și o președinte în, în Belarus. Așa că ar că trebui să ne gândim mai mai mult când acuzăm asemenea lucruri, chiar dacă este o țară închisă, dar noi. Uh, am devenit mult mai uh, democrație, așa și noi, români, dar și un european, în esență. Dar ia gândiți-vă la ce experimente a fost supusă zona noastră, că la ucrainieni problemele de acolo au apărut, de la celebra primăvară portocalie, și iată un ne-a dus democrația de genul, de genul ăsta. Așa că mai încet cu pianul pe scărcă vedeți ce ce putea, ce a putut să iască sau somnul într-o altă cheie, somnul rațiunii naște naște moștri. Suntem pe final de emisiune, cu siguranță ar fi multe lucruri de comentat. Presa nu iartă Uh, nu iartă diversele gafe ale politicienilor. Uh, suntem într-o țară în care se analizează fiecare gest. E normal pe unde, uh, ce se întâmplă cu acest lucru. M-aș mai referi la un singur uh, caz apărut astăzi, că vă promiteam și aseară, v-am dat un nume aseară, Uh, continui și astă seară. Știți, vă dădeam de Viorel Rebenciu că a avut bani, uh, bani mulți prin, uh, prin conturi elvețiene, da? E, vreau să vă spun că Rebenciuc n-a fost singur. A mai fost însoțit, deci cu bani mulți în conturi de cine? Daniela Florentina Ganea, soția fostului ministru de finanțe Mihai Tănăsescu. Ionus Costea, cumnatul Mihaele dragostea mea. De fapt, fratele ei e cumnatul lui Mircea Joană, Co Ionus Costea, deci fostul președinte al Exim Sorin Crețeanu, cel care are cu poșta română, știți afacerea, Jean Valvis, omul de afaceri, cu, bă, nu știu cum, Albala, cum naiba se nume, la Dorna, pardon, e brandul lui, uh, Omul de afaceri Vladimir Con, ăsta era pe la Dinamo într-o vreme, medicul Gabriel Hanganu, acuzat de dare de mită în dosarul omului de afaceri Dana Adamescu și mulți alții. Sunt pe risc proiect. Cu siguranță o să mai auzim și despre alții, pentru că atenție, în lista respectivă sunt 219 persoane și firme din România cu legături cu țara noastră care au depus atenție 1,3 miliarde de dolari la banca elvețiană din 1974 și până în 2007. Bine și politicieni. Aflăm asta de luni încolo, sigur vom mai afla despre acest subiect și multe altele. Haideți să, după o emisiune de economie, una de prezentare de știi, haideți să vă mai și distrați cu muzică populară, cu melodiile lui Gigi Vasile, Vă las alături de muzica populară, mulțumesc pentru atenție, la revedere!